Roata asta ca se învârte tare, lumea care te aplaudă în picioare. Acul roții că se oprește la mașină, noi că stăm până și banii de benzină. Inima-și cere să încep să visez, roata se învârte, pot să te distrez. Visele tale se împlinesc așa, e șansa ta, dă vina pe ea. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați revenit la emisiunea dumneavoastră preferată, la Roata! Avem o emisiune frumoasă aici la Canal D, nu? Așa că merităm și noi niște aplauze! Dar, am intrat în emisiune liniștit și ce am văzut eu? Îmbrăcați la fel verde-negru? Iată, nu știu cum naiba ne-am asortat astăzi. Bine, Adi Popescu, stilistul nostru, să-i dea Dumnezeu sănătate. Bravo, că au zis să ne facem echipă. Dar pe Ana scrie ceva ce pe mine nu scrie. Și nu înțeleg. Iată, pe și Iulia. Pe Iulia. Dar de ce, dacă tot avem o emisiune plină de audiență, noi dăm premii, suntem cei mai buni, de ce nu scrie Tim Roata? Și scrie Tim Bursucu. Asta nu înțeleg eu. Măi, Bursucule, iar te-ai repezit așa în problemă, fără să analizezi de la distanță. Pentru că azi este despre tine. Pentru că... Hai, lasă! Iulia! Hai, lasă, Iulia, nicio Iulia. Ia-ți, Bursucu, ziua bună! De piatră, mă. Ce ai, mă? Ce vrea, mă, să însemne asta? Ce ai, măi, Bursucule, mi-a ajuns o vorbă la ureche că tu te însori. Și cine să se ocupe de petrecerea burlacilor? Eu, nu? Păi cine? Da, mă, că în primul rând nu știu dacă mă însori. Ai venit tu repede, bă. Și asta unul. Se zice că mă însori. Păi și dacă nu vreau să fac petrecerea burlacilor asta, ce se întâmplă? Se întâmplă ceva rău, Bursucule. Hai, lasă! Da, doar nu vrei să fii ca Grinciul de Crăciun. Sunt bărbați care se însoară fix pentru petrecerea burlacilor. Eu știu că prietenii își dau tot interesul să le facă o petrecere memorabilă. Și unii nici nu mai ajung să se însoare după petrecerea asta. Și de asta am zis să mă ocup eu. Auzi, păi și... Ce rost mai are petrecerea burlacilor dacă nu se mai ține nunta? Păi, mai Bursucule, are. Că acolo se întâmplă ceva unic. Mm. Uite, eu mă ocup de petrecerea ta. Foarte frumos. Nu vreau să ajungi la nuntă cum au ajuns ăia din Marea Mahmureală. Știi filmul? Fără dinți, cu tatuaj pe față, cu maimuțe în portbagaj. Nu mai zic. Auzi, păi nu deci mai zic. Vreau să mă ocup să iasă totul ca la carte. Auzi, eu trebuie să mă ocup să iasă emisiunea ca la carte. Că până la nuntă o mai vedea. Du-te tu frumos la locul tău, lasă, te rog. Lasă emisiunea, mai Bursucule. Emisiunea are 300 de ediții. Tu te însori acum și gata. Păi, du-te, mă, că nu mă însor, mă, deloc. Deci asta îmi trebuie. Doamne, mare! Măi, copii! Ce Marea Mahmureală, mă! Băi, ați văzut filmul ăla cu nuntă mută? Ana, așa te vreau. Mai ales în momentul ăsta, când trebuie să anunț că avem de dat o mașină nou-nouță și nu e zestre, o vitrină plină cu produse electronice și electrocasnice și 10.000 de ron cash. Iulia, te rog frumos să te dezbraci de tricou. Abia aștept să scriu Just Merit pe mașină.
Gabi, adu cuiu! Măi, ce cui? Băi, băi, care să cunoaște concurenții, băi! Bună seara, Ana Maria! Bună seara! Ce faci? Tare bine! Ești timidă? Am emoții mari! Bine ai venit la nunta mea! Casă de piatră! Mulțumesc! Aplauze! Nici eu nu știam că astăzi am vreo nuntă, vreo petrecere, dar uite, știi cum e musca aia când face bâzbâș și cade noroc? Așa sunt eu! Am căzut căsătorită? Nu! Păcat! Ana, mai avem ceva. O petrecere a burlăcițelor, imediat. O băgăm și pe ea în petrecerea ta, doi dintr-o lovitură. Bravo! Dacă ar fi să-ți alegi rapid de la noi din vitrină două lucruri? Televizor și tabletă. Corect. Bravo. Dar și de ce, nu? Cu tableta filmează ce se întâmplă și după pune pe televizor și se uită. Relația ai? Nu. Ți-e frică de mine? Nu. Dar tremuri așa, e... Am emoții. Pune-le, n-ai, bă, ia de mine mie aici. Pune-le așa, bă, tot. Pune-le așa, de-a. Ana, prinde. Hop. Nu trebuie să-ți fie frică, dragă. Bursucul se însoară, nu te omoară. Da, o să fie o seară lungă. Lasă că văd, te cheamă Ana, lasă, nu-l mai... Câți ani ai? 20. Vrei să ne luăm în brațe? Hai. Gata? Ești mai bine? Da. Nu se întâmplă nimic. Totul e în regulă, ok? Da. Ce înălțime ai? 1,57. Poate să iasă din tortul nostru. E mic. Baftă! Mulțumesc. Mergem în partea stângă și ajungem la Bianca. Bună! Bună! Ce faci? Bine. Cu ce te ocupi? Sunt studentă. La? La litere, la universitate. Ești și deșteaptă. Ăștia pe litere, e nenorocire. La fix că nouă ne trebuie om cu litere. De ce, dragă? Păi n-avem litere, bursucule, pe panou. Mamă, ți-ai revenit? Nu mă așteptam să spui tu ceva legat de emisiune, iartă-mă! Adună-te, bursucule! Doamne, deci... Uai de cap! M-am săturat să țin emisiunea asta în frâu și tu să te gândești la toate nebunile. Auzi, eu fac emisiune și ție ți arde de petrecerea burlacilor. Relația ai? Da. De cât timp? De aproape un an. Căsătorită? Nu. Nu, 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 nu. Ai fost? Nu. Când aude, nu. Căsătorită? Dar el crezi că ar vrea? Adică păi el vrea. S-a pus în genunchi? Doar pe jumate? Aproximativ. O fi avut și puțină apă, știi cum e la genunchi. N-a reușit de tot. E cu tine aici? Nu. Mai bine, că îți dădea emoții, cine știe, presiune pe tine și alte... Două lucruri din vitrina noastră? Pentru ce ai venit? Telefon și frigider. Ați și se pupă amândouă. Doamnelor și domnilor, e momentul să cunoaștem și invitații speciali ai acestei iese. Doamnelor și domnilor, la petrecerea burlacilor de fiță, Radu, Andrei, Tudor și Mihai Ghiță! Am venit cu plicul. Nu știu... Ce e acolo în plic? Așa zice lumea. Da, înțeles. E de asta, că mai mi-a zis mie un analist că a făcut-o de televiziune. E pe bune? Faceți pentru emisiune sau? De tot la petrecerea lui. Dacă interior. Mă însor sau nu, dar asta îmi face petrecerea burlăcilor. A, nu se înțelege că eu sunt burlăcița. Doamna Jolară, pe Mihail știți foarte bine, colegul nostru de atâția ani, mai e și ai șef la cașcavalul? Știri. Mai, lasă-mă că acum spun eu. Tu ai văzut unde a băgat cașcavalul? Da, la timp. Dar unde ai învățat obiceiul ăsta, Ana? Ia-l bag exact unde e echipa, știi? Aia e. Deci pe Mihail vă spuneam, îl știți foarte bine, mai este și șeful nostru la știri.
Bine, nu chiar al nostru. E șeful lui. Adică, cum să vă spun asta? Da, sunt așa tăcut. De asta Radu este în echipa noastră de ceva timp, după cum prea bine știți. Și pe Radu îl cunoașteți, bineînțeles, un jurnalist serios, un jurnalist dedicat. Și mai ales acum este și foarte serios, că vede șeful. Și l-a chemat aici ca să termine discuția. Și l-a chemat aici ca să vadă șeful lui exact cu cine are de-a face. M-am scos. Bine ai venit, Radule, sperăm să te simți bine. Hai, Bursucule, Mihai Ghiță e șef la știri? Aolo, domnul Mihai Ghiță. Dumneavoastră, dacă îmi spui că vrei la meteo... dacă îmi spui că vrei la meteo, hai să dăm o probă, vrei? Vrei la meteo? Sigur. Hai, dacă... hai prezintă-mi meteo, vrei? Bursucule, s-a terminat petrecerea. Hai să dăm o probă de angajare. Trebuie să-mi intru un rol. Ia zic. N-auzi că plec la știri. Intră. Auzi, vino cu aceste pupe, tată, băi, nu mă faci de băcănie, băi. Nu, frumos. Bursucule, e cariera mea în joc. Auzi, rupe soarele în două. Rupe soarele în două. Ia zi tu, vremea... Ia, bagă. Știi că am mai dat probe și în trecut. Ia. Doamnelor și domnilor, harta. Mamă, ce întunecat. Harta! Hai mă, că ne facem asta de râs la omul ăsta aici. Asta e harta. Mamă, ce bine. La vreme însorită, la Teleorman aici, la Roșior. Foarte frumoase și văd căsuțele alea de porumb acolo, unde s-au călos porumbul și inundația. Dar ce-a crescut Îți doresc Dudu. De sărbători să ajungi la Roșiori. Te va face țuica bună. Auzi, măi, Ana, dar ce-a crescut Dudu în Roșiori, bă, băiatul? Da, da, s-a făcut. S-a făcut, s-a tăiat. Mihai, Radu, haideți că avem puțină... Cred că a luat proba. Aici a venit, da, a luat-o, de, o lasă tot la mine. Băieții au venit să lupte pentru familia Iancu. Noi ne-am distrat, am râs, dar haideți să le urmărim povestea împreună. Mă numesc Iancu Elena, sunt căsătorită, am 38 de ani, am 3 copii, David face 12 ani, Sofia face 8 ani și Eric face 3 ani. Eric, eu suntem un năzdrăvan și jumătate, ne aduce zâmbetul pe buze, nu pot să fii supărată. Deci nu pot să fii supărată pentru că el imediat face mama și face și adică, nu știu, pentru mine e, las că încep. E ceva unic, să zic. El. Și ceilalți doi sunt, dar el, unde e mai mic, este ceva mai aparte. Nu este sentiment ce se poate descrie. E... Nu am cuvinte. El e... Eu zic, el vine și face mami și îmi dă și pup. E... Eu cred că el a venit ca să ne și soțului, ca să întregească totul. Problemele pe care le-a avut el, pentru că n-a putut să meargă. A suferit niște leziuni când am născut și n-am știut. Și am mers prin recuperări și încă mergem la endocrinolog, la neurolog. Tratamentul lui Eric este de durată. Problemele locomotorii necesită recuperare medicală, iar deficiențele de vorbire se pot corecta la logoped și cu suport psihologic constant. Este și soțul care lucrează. Eu sunt momentan în indemnizație. Încercăm. Cum putem? Cu ce avem? Adică este loc și mai de bine. Și mai bine, pentru că a fost o perioadă grea când am mers la recuperare cu el. Și s-a simțit, pentru că recuperarea nu este ieftină și, vă dați seama, nu e ușor. Dar încercăm. Încercăm cum putem și ne chipuim. Părinții se sacrifică pentru a le oferi și celorlalți doi copii susținerea de care au nevoie. David și Sofia au rezultate bune la învățătură, iar părinții sunt mândri de realizările lor. Totul, adică viața toată. E greu, dar dacă parcă nu-i aud, parcă mă simt așa, pustie. Deci parcă îi aud așa în ureche, mami, mami, ia uite ce face Sofia, mami, ia uite ce face David, mami, ia uite ce face și Eric. Deci am început și cu Eric. E greu, dar e frumos, toată viața. Viața mea. Copiii mei sunt viața mea, adică n-am cum să... N-aș putea, fără ei.
motorul vieții, cum se spune. Ei îmi dau putere pentru orice în viață. Familia Iancu face parte din programele de prevenire a abandonului școlar ale Asociației FDP Protagoniști în Educație. Nu uitați că dacă doriți să sprijiniți educația și să-i aduceți pe copii cu un pas mai aproape de visurile lor, puteți trimite un SMS simplu la 8844 cu textul AJUT. Astfel donați 2 euro în fiecare lună și ajutați copiii din medii defavorizate să-și continue studiile și să aibă acces la un viitor mai bun. O să-i spunem acum bună seara doamnei Veronica. Bună seara! Salut, David! Salut. Bună, Sofia! Salut! Bună ziua! Câți anișeri ai tu, Sofia? 7. La mulți ani, să fii sănătoasă! Ești emoționată? Da! Lângă mine se află Ana Maria, ea este o concurentă și să știi că e la fel de emoționată ca tine chiar dacă ea are 20 de ani și tu ai 7. Da? Să nu mai ai emoții, ok? Da! Bine! Ia uite-te tu la mine și spune-mi ce ți-ai dorit tu din vitrina mea. Un laptop. Bun, bravo! Mă duc și la David și îl întreb și pe David. David, tu ce ți-ai dori? O tabletă. Bun, și mama Veronica? Un aspirator și o mașină de spălat. Hai că n-aveți multe. Hai că ne-a făcut voi o listă de cumpărături corectă. Tabletă, laptop, aspirator și mașină de spălat, da? Da. Doamna Veronica, v-am adus doi bărbați, da? Doi flăcăi. Pregătiți să câștige pentru dumneavoastră. Salut, așa că eu vă doresc mult succes, vă țin pumnii strânși. Și noi, Sofia, vă ținem pumnii. Doamne, noi încercăm acum, eu nu știu dacă ne mai merge capul de redare, că vârsta, dar noi încercăm acolo să vă reușim. Ținem pumnii. Succes. Sofia, mulțumim. Eu îți promit că voi face tot posibilul să plec zâmbind și tu, David, la fel, ok? Eu să știi că am notat acolo laptop și tabletă. Pentru mine asta sunt cele mai importante în seara asta, da? Da. Bine. Bianca, Radu, Mihai și Ana Maria, vă mulțumesc mult că ați venit. Știți ce mă ajută pe mine în emisiunea asta? Faptul că am mai fost. Da. Și am înțeles un lucru. Și dacă ești dus cu pluta, și dacă ești mai așa, mergi pe cerșeală. Da. Cerșeala e cel mai bun lucru. Da. Radu. Și mai e o variantă? Nu este nicio problemă. Dacă nu ne merge cu... roata, e vorba... de fetile astea. O iei de la început Arsenie Boc, asta e strategia. Te uiți stânga, te uiți dreapta și te uiți la fetile astea. Ele e mai bisericoasă. Ia uite-o pe asta mică, vezi, tremură. A văzut copiii ăia, a văzut că văr tabletă. Ea va câștiga puncte. 7.000. Și tu îi spui, 2.000 de puncte o tabletă. Tu ai luat 5.000. 2.000 pentru copilul ăla. Acum nu i-am spus în prima rundă. Noi, chiar dacă nu câștigăm nimic, ea are două tablete. I-am fixat în prima rundă că și dacă nu câștigăm nimic, ea ne va da o tabletă. Corect. Adică ce vrea Mihai să spună e următorul lucru. Că el a mai tu... fost la noi... și știe cum e să pierzi. Că dar din dar se face rai. Deci, bravo, fetelor, asumat de la început, da? Copiii ăștia trebuie să plece. Bravo. Cu o tabletă și un laptop. Și gata, eu mi-am eliminat presiunea. Stimați telespectatori, însă presiunea e la noi, pentru că începe roata norocului, runda întâi. Să începem emisiunea, Anito. Iartă-mă că... cățelul ăla care se plimbă pe aici în plasă... e tot ăla din sezonul trecut vopsit? Nu! E altul! E altul! Nu e vopsit, n-a intrat în cenușă! Nu e vopsit, la noi se așa mai schimbă! Cății, prezentatorul! Alo! Dar de-a lungul timpului! Dar tu rămâi! Eu aici! Asta e important, Dan! Eu vă îngrop pe toți! Hop, hop, că la iarnă eu vă îngrop! Stimați telespectatori, nu știu cum a ajuns iar Vârciu pe aici. Mai bursurile ei. Am o problemă pe care vreau să o rezolvăm înainte să înceapă emisiunea, că îmi stă pe buze de mult. Numai că nu mai începem. Stimați telespectatori, ne cerem să noi nu mai începem emisiunea asta. Mihai are o problemă, are o problemă. Ba, da, hai că mă duc eu până... 10 secunde. Am o problemă mare. Domnul Ghiță, aici care este șef la știri, trebuie să știe o situație. Vă rog eu mult, la știri, să nu mai dați burtiera aia care se mișcă. Bunica mea crede că e karaoke și cântă tot. Și cântă cu Radu? Deci, uite, vezi? Adică dați-o, da, să nu se miște.
Aveam o problemă, nu știam cum să punem numerele la știrile lui Radu. Și cum să punem așa numele. Sing with me. Stimați spectatori, iată puzzle-ul de departajare din runda întâi. Tu îți dai seama cât cântă publicul nostru la televizor? Așa, avem și un domeniu. Ana, te rog. Domeniul este oriental. Oriental. O, ce? Oriental. Oriental. Facem așa, Radu, pentru că trebuie să te prinzi cam cum e jocul. Mă joc cu Bianca, Mihai și Ana Maria. A, păi eu sunt expert cumva. Bun, ce vorbești? Ce se întâmplă? Vor apărea litere aleatoriu, una câte una. În momentul în care vă dați seama de răspuns, va trebui să apăsați butonul din dreapta voastră, Bianca, Ana Maria și Mihai din fața ta, da? Radu, dă-te că apasă fata asta. Dar se emoționează. Am să vă rog să nu vorbiți până în momentul în care nu îl voi nominaliza pe cel care a apăsat prima asta pentru a nu-i ajuta pe ceilalți, ok? E simplu. Bun. Ana, Mihai, Bianca, 1500 de puncte. Start pentru prima oară în această seară. Oriental, 1500 de puncte. 1500 de puncte. Mihai, pune mâna pe buton. Stop! Ha, ha, ha. E la nunta ta. No, că te-ai îmbolnăvit și tu. Păi tu arzi pe turcești. Dar ce vă distrați, doamnă? Vă promit că vă trimit filmulețe de la nuntă. Mihai, ce scrie? Dansuri din buric. Băi! Este! Mihai, Radu, voi veți începe prima rundă. A, și nu ne puteți asta... să exemplificăm, nu? Nu, 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 nu. Aia la pedeapsă. Acum nu, să vină fustele. Băieți, vă dau un puzzle, puzzle-ul din runda întâi, el arată așa. Avem și un domeniu. Domeniul este anturaj. Anturaj. Și dăm de roată. Dă-mi nopțile înapoi. O 1500, zi Radu. R. Asta că joacă și inteligent. R. De la roată. Hai mă că e ok. Bă, n-a jucat rău. Adică R n-ar fi fost rău. Dar totuși avem 3000 în momentul ăsta. Hai să dăm de roată. Te rog. Tot eu? Tot. Că n-ai vrea să știi ce pedepse are acest domn bursucu. 200 de... Dar trecut am dansat cu niște baloane pe aici. 200 și nu mi-a spus de bea acum. Încă o consoană. D. De la Canal D. Exact. Unde ai venit, Radule? La Canal D. Vezi? Unul e Canal D. Mă, ăsta e altul, mă. Ei, mă, e tot ăla. Ce-i? Bine, mai intră la apă, că-l spălăm des. Dar e același, nu e... Era alb ăla de-l știi tu. Dar ăla e acasă, e mai bătrân. Iartă-mă, ani, ani. Hai, Radu. Radu, Radu mami, Radule, nu mai vrea băiatule. Radule, și tu ai emoții? Ia mai de mână pe Ana și mi-am mai revenit. Treceți împreună peste. 300, o consoană. T. De la... Tudor. Tudor. E, dacă te dai asta... Altfel sună. Altfel. 4100 de puncte, 500 de puncte, vă costă o vocală. Acum, hai, chiar te însuri? Da, mă. Când? Cât de curând? În curând, numai la Canal D. Pot să? Să difuzăm și noi nunta zi. O difuzăm, lasă până... Bă, dar cine avem o altă emisiune în nunta lui Bursucu, băi? Ce aveți, mă?
Înțelegeam asta când eram la se strigă Daru, dar acum e mitoșerul, luați-l pe el. Bine, mitoșerul și nu... interesantă. Radule, iartă-mă o secundă. N-am auzit ce ai spus înainte să dai de roată. Ce trebuie să-ți dau eu ție? Avansul. La nuntă? Păi, eu încă cred că e la mișto asta cu nuntă. Păi nu le iau eu pe Alin Pascal cu o jocăriță. La nuntă? Bine, cum e zis, mai... Mă, eu am dat și banii. Bă, voi să nu faceți mișto de mine, că eu ți-am dat banii omul ăsta pe masă. Deci voi dacă m-ați băgat în povestea asta cu nunta și voi dar chiar faceți la mișto de mine. Dar tu de unde știi, mă, cât costă masa? Ce, ți-au dat factură cu scaune, cu tot? Și am dat și eu 2000 de lei, că eu nuntă la provincie. Să rămân acoane. Mulțumesc mult. Rămân dator. Atâta am. Auzi, îți dau 500 de lei înapoi să-ți ajungă de motorină, să te întorci acasă. Radule, fii atent. Dăm de roată, nu dăm tare de data asta, încet o mângâiem așa. Da. Când roata se oprește în dreptul punctelor, doar în dreptul punctelor, tu îmi spui o consoană. Că e corectă, că e greșită, dă-i, ai 60 de secunde doar ale tale. Dacă roata se oprește pe orice altă plăcuță în afară de puncte, tu dă-i. În ultimele 5 secunde, dacă îți dai seama de soluție, tu ridici mânuța și spui stop și îți dau 3000 de ronche și toate punctele adunate până în momentul ăla pentru soluție. Eu zic așa, să ne concentrăm pe 5-6 consoane. Da. Uită-te în ecranul de jos, vedeți ce consoane ați folosit. Da. Le pregătești și când s-a oprit roata, pac, 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 pac și adunăm punct, ok? Bine. Începem în... 3, doar 2, atât, 1, power play! Hai, mângâie un pic. Hai. Atât. Mai tare un pic. Fi. B. B. Hai, pentru 400. Mai tare un pic. G. N. N pentru 300. Mai tare puțin totuși. Hai, dă-i de rată. B. Dă-i de rată, mai tare. Aia e. Z. B. B pentru 200. Hai. S. S pentru 300. Puțin mai tare, te rog. F. F pentru 500, bine. Hai, dă-i de rată. Dă-i. Z. Z. Z pentru 400, mai avem 10 secunde. Z. M. M pentru 300. Z. V. V pentru 800, foarte bine. Oh. Nici o consoană nu s-a repetat, ceea ce e bine. Te-ai dus oricum departe cu Z, cu... dar ai acumulat 6500 de puncte. Power play! Stăm foarte bine, băieți, foarte bine. Soluție. 6500 de puncte. Putem cumpăra o vocală acum pentru a ne ajuta? Cumpărăm. Da. Sau dăm de roată? Cumpărăm o vocală. Vocală puteți să mai dăm de roată, nu? Puteți să mai dați de roată, dar un faliment vă duce la zero. Aveți 6500 de puncte. Mie nu-mi place, mie îmi place 10.000 de puncte. Așa au vrut și alții. S-a mai vrut. Și la 9.000 au zis, mai dau o dată. Și când au dat în ăla negru, faliment, erau pe aici. Vreți să vă ajut? Ce? Vă dau 5 secunde să-mi spuneți ce faceți. 4 chiar. Dar dăm de roată. Dă-ți de roată. De ce să nu dăm de roată? Dăm de roată? Dăm de roată. Ai văzut ceva mai ajutat? Vreau să vin cu tine. Faliment. Direct. Wow. Faci tu așa la mine, dar el a îmbătrânit 2 ani. 400 de puncte și acum vine partea și mai grea. Îmi trebuie o consoană corectă pentru a mă juca cu voi în continuare. P.
Ei, ia uite. Norocul începătorului. 6.900. Cumpărăm o vocală sau dăm de rată? O vocală ne poate ajuta să desfacem puzzle-ul. Cumpărăm. Un. Mi-e place că el și data trecută a zis, șeful, cumpărăm și tu nu. Bine, mă, dăm de rată. Acum la fel, el a fost, cumpărăm, tu? Bine, mă, ce... Dar șeful, eu nu mai știu consoane. Hai, mă, să luăm o vocală, zic eu, zi. Hai, hai. A. Bine. Mihai, Radu, mai luăm una. Nu vorbiți, se aude. Se aude. Eu zic să mai cumpărăm o vocală, dar alegerea este a voastră. Mai cumpărăm o vocală. E. Mai dăm de roată, uite. Hai. Uite-te unde-i falimentul, să nu dai pe el. Nu dau. Calubălan și cea mai verde. Am nevoie de o consoană, 1.000 de puncte în momentul ăsta. Stăm foarte bine, băieți. 1.000 de puncte, iar consoana voastră este... Paș. Hashtag rezist. Sau nu. Bianca, dăm de rat. Tare, te rog. Petițe dulci. Mașină! Acul roșu este al tău, nu galben. Iar pentru mașină îmi trebuie o consoană, ridicăm prima plăcuță, iar tu va trebui să-mi dai soluția pentru a păstra plăcuța. Cât de la castravete? Bine! A fost la 60 de secunde, repede am zis ce. Nu, n-ai spus că. N-am spus. Probabil că l-ai avut în minte, dar nu venea. Venea. Dau de roată, nu? Hai! Eu de-aia n-am zis. Mă dor la tine iar și iar, mare albastră. L de la lămâie. Stai, nu, nu, nu țipa la mine că am înțeles. Am o rugăminte, data viitoare mai cu mușchi, hop! Bine. Bine, L de la lămâie. 1.300. Stai, te rog. Hai, tare, te rog. Tare. Gașca mea nu poate să stea liniștită. Bibă, bibă. 1.500 de puncte și o întindere la cotul drept. Ca așa te-ai ținut după ce a dat, a fost mat. V a fost. Ce? A fost. Da, eu trebuie să-l iau. Nu, aia păstrează, mai țin-o momentan. Mai Bursucule, scuze că mă bag în seama puțin. Ce preferi, blonde, brunete sau roșcate? Unde, nu mă? Răspunde. La petrecere, aolo, deci ce preferi? Hai că avem emisiune de făcut. E cu... Blonde, brunete, roșcate. E, și uite că nevastă-ți mai să uită la televizor și ce poți să spun acum? Blonde, nu? Bun. Alo, Gabi? Caută peruci blonde pentru tine și Romică. Să zic eu când să intrați. Băi, Ana, măi. Bine, papa. Și asta, mă? Nu-i Bursucule, când se încinge treaba, trebuie să intre... Păi cine, mă, Gabi cu Romică? Păi petrecerea burlacilor. Bărbați, pe party. Ai, nici nu vreau să mă gândesc, te rog, nici nu vreau să... Ana? Dar de ce se cheamă Gagică când poate să vină Romică? Tociu? De ce se cheamă Gagică când Romică, poate să vină Romică? Romică Tociu sau Romică al nostru daci din canal? Avem și noi Romică. A.
Bine, noi avem romare, că e audiența mai mare. Tot emoții, tot emoții. N-au mai trecut, a? Deloc. Cum să te ajut eu pe tine să-ți treacă emoțiile? Zici că iubit n-ai, a? Nu. Caută să fie căutată. Și nici nu. Adică îți trebuie sau? Nu. Mă focusez pe mine. Și la fel. Te focusezi pe tine? Da. Cum vine asta focus? Adică ce-ți faci cu mâna ta se numește lucru manual. Ana, dă-i de roată, te rog. Place focusatul ăsta pe tine. Bravo, fată. Tare, Ana. Ia să vedem cum te focusezi pe tine. Mă-ntreabă inima de ce, ce naiba o fi cu tine, că mi-ai mâncat tu zilele și zilele și nopțile. Cum soană? Hai mai burfucule, că sunt melancolică. Sunt de la țăran. Că știi de atâția ani și te însor cu altcineva. A băgat mortul în casă. Și ce voiai să te iau pe tine de nevastă? Asta îmi trebuia să te mai duc și acasă. Nu, zic așa. Ferească Dumnezeu. Păi nu mi-ajunge aici, tu îți dai seama că... Ce noi, babă? Două secunde, că am o... Deci eu am încercat să te fac să trăiești de emoții, să... Și tu te uiți la mine și spui, ță de la țăran? De la țăran. De parcă țăranii ar avea o problemă. Apropo, Iulia, o știi pe aia cu de la țară vin și domnii? Ia cântă-o pe asta cât dă Ana de roată. Ia... Furate, cum a fost n-o să mai fie. Gât de la golan. Te-a luat bine, bursucule. Efectiv, nu te decizi. Cred că s-a descoperit nou râs care s-ar putea depăși pe al tău. Ai noroc că pui e pe panou. Ia uite aici. E un râs peste al tău, Anetu, aici. Da, dar n-am zis eu până acum ce te iei de mine. Dar păi, unde ce l-ai spus tu? Păi am zis că ai noroc că-i pe panou. Păi de la... G de la golan până un alt. Auzi, Ana? Bine, în primul rând ai auzit sunetul ăsta, nu? Ceea ce înseamnă că nu mai există consoane. Exact. Deci nu mai pot să fiu nici prost, nici bou, nici... Așa. În momentul ăsta ai 600 de puncte. Cumperi o vocală sau îmi dai soluția? Știu soluția. Hai, lasă. Deci s-au trecut emoțiile. Da. Păcat că n-am putut să acumulez mai multe puncte. Da, da, păi da, dacă îmi vorbești urât. Îmi dai mie soluția și îți dai eu punctele. Îmi spui mie ță de la țăran, tu crezi că dreapta îți dă mai mult de 200? La mine e cu Gigea, cu domnul Bursuciel. Poți să greșești. Casă de piatră, mi-ai spus și mie casă de piatră? Da, am zis la început. Da? Da. Păi de-aia nu-ți merge bine. Da. Mi-a zis, mă, casă de piatră? Nu, voi mi-ați zis casă de piatră? Da.
ceva cu golan, tensor peste mulți ani. Mi-a spus sau nu? Păi atunci vreau să vă au pe toți într-un cur. 1, 2, 3 și... Casă de Teatru! Bravo! Ana Maria. O singură dată, tare, clar și corect, răspunsul tău este... Tensori peste mulți ani când tu ai amici golani. Da. Te însori peste mulți ani când tu ai amici golani, spui tu. Este! O 1100 de puncte și mergem la vitrină. Doamnă, doamnă, prima rundă câștigată de Ana, 1100 de puncte. Haideți. Ce ne alegem? Cuptor cu microunde. Asta de la Albatros, 500 de puncte. Da. S-a luat, bravo, mai avem 600. Blender vertical. Albatros, 100 de puncte. Sandwich maker. Sandwich maker. Sandwich maker de la Taurus, 150 de puncte. Mixer. Care? Acela la 300 de puncte. Studio Casa, 300 de puncte. Și... îți dau o cană electrică. Cană electrică. 50 de puncte. Cană electrică. Da? Cană electrică de la Taurus, 50 de puncte. Astea sunt punctele, Ana Maria. Bravo, fugi la loc. Mulțumesc. Sper că au trecut emoțiile. Iar noi, doamnelor și domnilor, aici, din mijlocul petrecerii bursucești, vă invităm în runda a doua! Bianca, Ana, cu voi mă joc. Băieți, voi sunteți blocați pentru că ați răspuns în primul puzzle de departajare. Și iată puzzle-ul din runda a doua, puzzle de departajare. El arată așa... Ana, un domeniu? Domeniul este feminin. Feminin. Bianca și Ana, feminin, 800 de puncte. Cine începe runda a doua? Start! Feminin. Bianca și Ana, feminin. Hai mă, că-i simplu tare, mă. Stop! Hai, Ana. Fericirea burlăcițelor. Ce aia? Nu? Burlăcit. E, da. A fost bursucul când era la vremea lui, da, sănsoară. N-am zis bine burlăcițelor? Ba da, doar că ai spus fericirea burlăcițelor. Începe cu P, nu cu F. Fericirea burlăcițelor. Asta mi-ai spus. Hai de bă, ce noi. Bine, e o fericire acolo, să știi. Da. Adică eu nu vreau să-mi imaginez ce fericire la ce se întâmplă, dar... N-am mai văzut începutul. Este... Da, n-am mai văzut bine. Începutul. La ce, la fericirea burlăcițelor? Nu. Lasă-mă să vedem dacă e corect. Nu e. E corect? Nu e corect. Dar acum uite că este un nume foarte bun. Că e cu fericire maximă, am auzit și eu. E un nume foarte bun, de un produs medical da. Ceva. Nu s-a gândit nimeni. Poate e și un produs farmaceutic ceva. Iaca. De reclamă. Literele vor continua să apară. Când e sigură pe răspuns, va trebui să apeși butonul. Deja e clar. Stai puțin. Start. Stop. Petrecerea burlăcițelor. Nu știu ce să zic. Petrecerea burlăcițelor. Că e nenorocire acolo. Ia uite că v-ați găsit. Stați că dacă începe și Iulia.
Și am auzit-o și pe Bianca, zice că e hamster. E așa râde. Iată puzzle-ul din runda 2. Avem și un domeniu, cu ajutorul lui Dumnezeu îl vom primi. Domeniul este secret. Secret. Bianca, nu mai e niciun secret că tu începi runda a doua. Hai! Două secunde, o să-mi spui celălalt. Vreau să repetăm puțin, uitându-vă la mine, cum trebuie să cântați când dă Bianca la roată. Atenție, începem încă o dată, pentru că exact la când vă spun eu, vă opriți. 1, 2, 3 și... Perfect! Asta e. Tât de la termometru. Exact, că și mie mi-a crescut temperatura la cum dai de roată. Atâta forță. Adună-mă, mușchi, mă! N-a încercat tratamentul fericirea... Cum îi zicea la tratamentul tău? Fericirea burlăcită. Aia. Auzi, și, la... și când râzi, dragă, cu forță. Te învăț eu. Eliberează. Ea are, a făcut tratament intensiv cu fericirea burlăcițelor și viața ei efectiv s-a schimbat. Auzi? Eliberează hormonul fericirii, astăzi, dragă. Dă cu putere de roată. Tu de la... Termometru. Termometru. Bravo! Ei, vezi? Dau din nou. Domnișoară, domnișoară, ce program aveți de seară? Alele! Acum să te ții mușchi. Trei plicuri avem. 1, 2 sau 3? 1. Ana, de ce ai scos plicul ăsta? Deci că l-ai mai scos odată mai devreme. Așa hotărâtă. Vai de viața mea. Ma. Păi și unde are arici? Ce arici? Îi băgăm un arici? Oh. Am arici acasă. Ți-e frică de animale? Am arici acasă, nu-i problemă. Ți-e frică? Nu. Perfect. Gabi, să pregătești ariciul. Și zici așa. Prinde mingile pe paleta de arici. Ariciul nostru e tenismen. E fan Simona Halep. Șarapova. Eu tot și pe ăsta cum e îmbrăcat. Ce faci, mă? Și tu ești la petrecerea burlacilor. Hai, Bianca, vină lângă noi. Că m-am ocupat ca lumea. Bun. Ana? Bianca, fără să folosești mâinile, Ana va arunca mingea către tine, iar tu trebuie să o prinzi cu arici, ok? Ok. Ana, în locul meu, te rog. Alex, hot play. 3, 2, 1, play! 1! Poți să tragi mingea? Poți să tragi mingea de acolo? Okay. Avem una, bravo! Da. A căzut! Adună mingile acum! Dă coace! Dă-i și tu cu boltă, sărac! Păi da, am dat, ai picat pe piept, ba mai jos! Dă-te mai în spate! Mai, Bianca, perfect! Iată că te învață cursul cel. Hop! Hop! A, nu se prinde, mă. Păi da, așa nici a mea nu s-a prins, ce? Nu, stă. Talpi și-a căzut. A, scuze, asta. Ce aricei cumpără, mă? Ce aricei cumpără? Ce-am zis? Ia mă de la de bă mulți. Gabi. Poți să ne aduci ariciul tău de acasă? Am doi. Pă, la care prinde mai bine? Că uite și noi avem un arici încăpățânat. Ce facem acum? Cumpărăm o vocală sau adunărată? Da, hai!
Nu de la nuci. Barnus Chitaci. Dau de roată. Dă-i repede, că după nucile alea venea. Hai. R700. R. De la rață. Rață. Mac, mac. Bravo, hai! R500. S de la suc. Mamă, n-am auzit suc. Bravo, ai 5900 de puncte. Dau de roată. Joker! Ce înseamnă asta? Dacă îmi dai o consoană corectă, jokerul te salvează în cazul în care greșești odată. Bine. Cât de la Caise? Adică ea și dacă greșește acum. Da. Am greșit. Rămânem cu 5900 de puncte și ajungem la Ana, care are 0 puncte și e gata să-mi dea soluția. Cam mai devreme. E de ce, mă, fericirea burlăcițelor? Dă-i. Doamne, ce bine că nu suntem... Să nu-ți fie frică. Ai frică de animale, de ceva, de șerpi, de șobolan, de... Nu. Nu, bravo. De bărbați? Doar de burlaci, da. Nu. Nu. De unde ai zis că vii? București. Sector? 3. Oh, e locul în care n-ai curaj, n-ai cum să vrei, e Pantelimon. Nu? Pe acolo, pe aproape. Titan. Titan? E, Titan, pască tot pe acolo. După blocurile gri stăm noi, majoritatea sunt mai înalte la șosea. Să nu se vadă foamea, să nu se vadă băieții ce îi prostesc pe. Și fetele care noaptea și aleg un plic la colț. 1, 2 sau 3? 3. Așa vă place vouă! Să fie 3 sau nimic, frate! Yo, yo! Hei, hei! Parcă vii de acasă acum, nu? S-a simțit un pic, a zis, mamă, iese titanul de mine. Bine, am acum, și gură de metrou. Bine, dar acum, prin titan, nu prea să mai asculte de asta. Unde? Prin titan. Nu știu ce se ascultă. A, se ascultă. Tank. Vreau să-mi iau un pana mera. Se ascultă țancă? Gârți, de toate. Se ascultă țancă. Țancă? Ia bagă tu ceva din țancă și o să vezi care e cunoscuția. Țancă? Da. Fii atentă, uite-te așa, fii atentă. Vine. Vezi că vine? Știi cine vine? Vine uraganul, bă! Îmi place mult de ea, îmi place cum zâmbește. Se vede că mă vrea, ai dat ceva să bea. I-am cere o cafea, eu vreau să-i dau un șan. S-o oameni să-ți cumva, se mișcă pe bine. De unde-o fi venit, că de când m-am născut n-am văzut așa frumos, model de la mișto. Stil Michel Angelo și cu formele ei. E rimă între femei. Adevărat! 1, 2 sau 3, ți-ai ales 3. Varianta lui sau a mea, muzicală, care varianta? A ta. Îmi pare rău. Stai liniștită! 3. Prinde! Să vezi ce ți-o iei. Prinde? Cel puțin 10 mingi de ping-pong în cutia Anei. Ma, 10 mingi e greu. O să vezi. De ce? Hai! Dacă vrei, băgăm țancă uraganul când prinzi. Te cred că o ajută un pic. Perfect. 10 minci, ok? Alex, îmi place mult de ea. Domnul Borzucu, pot să dau și eu? Da, bineînțeles, vă rog. Vă rog. Mulțumesc mult! Vă rog, domnule.
Ana, în timp ce dansezi pe balans, ca în Titan. Hai. Hai. 10 mingi. Dă-i drumul la dans. 1, 2, 3 și... Nu mai dau, nu mai dau. O să dau așa. Iartă-mă. Trebuie să le prindă. Trebuie să dansezi. Hai. Și dați cu mingea în pământ să sară. Nu trebuie să le prinzi, că dau în pământ acum. Hai. Dar să nu mai dai în față. Nu, hai. Păi nu, dar tu te după ea. Haide. Hop. Una. De ce am dat direct în față? Două. Trei. Patru. Cinci. Șase. Șapte. Opt. Nouă. Zece. Doamne, am dat direct. Bravo. Am dat eu? Iartă-mă! Ia. Am ochii puțin roșie, n-ai nimic. Iartă-mă! N-ai știut tehnica! Alex! Ceva grav, te rog, grav. Atenție, cadru doar pe mine. Stimați telespectatori, breaking news. Șeful redacțiilor de știri de la Canal D a agresat o minge de ping-pong, o concurentă de la Roata Norocului. O intensitate așa și așa. Mingea a zburat către obrazul concurentei, iar acesta a plecat din emisiunea prezentată de Bursuc, de celebru Bursuc. Bine, bine. Și frumoasa lui colegă, colegă Ana Maria Barnoschi, puțin roșie la ochi. Ce s-a întâmplat? Rămâne de văzut. Vom reveni cu declarațiile anchetatorilor, deoarece concurenta va fi dusă direct la IML. Aolo! IML, adică Institutul de Mingi Lovite. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi la acest breaking news. Să vezi ce o să cânte bunica mea pe știrea asta. Ana, dacă nu mai poți, spune-mi acum. Poți să dai de roată? Încerc. Incredibil, răspuns. Zici și tu cu greu, cu greu. Stimați telespectatori, exact de aici, din mijlocul acțiunii, Ana va încerca să dea de roată. Oare va reuși? Aceasta e întrebarea. Numai cum Ana, să plâng, dă-i serio de roată. Eu vara nu dorm, nu am somn. Zorii zilei mă prind, când de plan mă prind, pentru că vara nu dorm. Ia uite ce bine ți-a prins mingea. Stimați telespectatori, să se vadă dacă era pedeapsă, o făcea Mihai. Ana Maria, 700 de puncte, relaxează-te, ți-ai luat și o minge în mufă, gata. Oh, de aici ce emoții să mai pleci și bătută și lovită și... A, vorba aia, ți-ai luat și mixer și blender și gata. Spune-mi o consoană, te rog. Uită-te în ecranul de jos, vezi ce consoane s-au folosit, concentrează-te și ai tot timpul din lume să-mi dai o consoană. 5. M. M, de la minge, ai dreptate. Așa e. Nici nu mi-a purtat noroc. Îmi pare rău. Haideți să dăm de roată. Radu! Dar poți să dai și tu, Mihai, nu e nicio problemă. Hai. Radu! Uită-te în ecranul de jos, concentrează-te, gândește-te, ești la pupitru de știri. 4, 5, ce zic eu 4, 5, 6, 7, ce zic 7, 8, 10 milioane de telespectatori sunt cu ochii pe tine, ca și audiența noastră. Deci! De la Dulce. Mihai. Nu că eu stau aici. Radule. Pârta. Bianca. De mă. Da. 5.900. Dau de roată. Bianca, 5.900. Dau de roată, că știu consoana acum. Hai! Am analizat și eu. Și încă o dată noi gândim la pe, simțim la pe, iubim la pe, și nimeni n-are cum să ne dubate, și nume nu mai pare mare.
Cât de la bursucu? Ia, uite ce emoție. Hai să vedem. Bun! 6300 de puncte, Bianca. Ce facem acum? Cumpără vocală. Vocala ta este? E. Bun! 5800 de puncte. Mai cumpăr o vocal. Zi. A. De la atitudine. Secret este domeniul. Am râs, am glumit, Bianca. Avem 5300 de puncte. Da, de roată. Ok. Du-te-mă, baby. Du-te-mă și ia-mă în brațe, baby. Au, au, au. Wow, wow, wow. Era bun un faliment. Ce rău. Bianca a transpirat. 200 de puncte. L. Ai nervi? Nu. Faci ceva la calculator? Da. L nu există și mă întorc la Ana. Ana. Ana, ai 0 puncte, Ana. Zorile se va... Dar avem tot timpul din lume să recuperăm. Dăm de roată acum. Ce vei... Vocale n-am cum să-ți dau. La ce stăm pe gânduri? Hai! Într-un glas amândoi să cântăm chitara mea. Hai cântați toți cu noi, ce frumoasă-i dragostea. 1500. Ecranul de jos, te concentrezi, ai 5 secunde să-mi spui o consoană. Chiar 4. P. Ce? P. De la pâine. A, uite că vine și momentul meu în viață. Că am învățat de la prietena mea, Andreea Mantea. Acum am pauză. M-am învățat ceva cu pietrele. Trebuie să te energizezi, să te gândești, să simți momentul. Și când vine momentul tău, vine. Păi a venit, dă-ți dorat. Ia uite, momentul meu. Aplauze, vă rog. Momentul meu. Hai. Mașină! Mihai, am nevoie de o consoană corectă pentru a ridica prima plăcuță. Să fac liniște? A, ș. Ș. Dacă voi îmi dați soluția, păstrăm plăcuța asta, mai avem nevoie doar de două. Și luăm mașina. Aha. Dar acum aveți 500 de puncte. Dacă vreți, puteți cumpăra o vocală să desfacem puzzle-ul mai mult. Asta e doar așa o sugestie. Dacă nu, dați de roată, aveți 500 de puncte. Dacă dați de roată, îmi trebuie o consoană. Știi vreo consoană? Nu. Asta. Hai să luăm o vocală. Zi! O. Să știi că și Radu joacă cu tine. Din când da, în când pe mâna, vă mai puteți sfătui. O. 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 Hai să dăm de roată acum că nu mai avem ce face. Așa-ți băieți. Două sute de puncte. Ț, le iau puțin. Ț. Ț. Zic că-s la dicție. Hai să dăm de roată, n-avem ce face. Oh, 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 oh. Știu, dacă sufri, mi-a cade, dar nu... Dar nu e. Dar nu e, nu. E, e mai fix mult faliment. Aici. E, dar nu e, nu e. Da, e, știu că e bara, că ta rămas. Să vie cineva cu un centimetru. Dă-mi și mașina aia, te rog. Lasă, Radu, poate... Dar nu e, măi, măi bursuc. Măi bursuc.
Măi, să facă o anchetă. Am mai făcut o anchetă mai devreme și tu n-ai picat bine. Măi, Bianca, 5300 de puncte. Sau de roată. Să face contestație. Și strigă Beta. Mi-ai strigat eu Beta. Mașină! La ce hotărât ai fost? Bănuiesc că știi și consoana. Da, consoana mea este V. Este! Gata, știu. Bianca. O să dau soluția. Poți! E bine că Radu liniștit a spus el. Gata, știu. Dar Radule, dar nu ne ajute la nimic. Cunosc, da. 5800 de puncte, Bianca. Dacă soluția ta este corectă, faci 6300 de puncte. Bun. Și o treime din acest autoturism. Iar răspunsul tău, Bianca, este... Viitoarea ta soție nu ar trebui să știe. Poftiți? Ia stați puțin. Cum adică n-ar trebui? Ceea nu vine? Adică viitoarea ta soție nu ar trebui să știe. N-ar să nu știe să de știe. Petrecere. A, am crezut că de nuntă, scuze. E da nuntă sau nu? Surpriză, bursucule. A, ok. Este! De puncte și o treime din autoturism. Bianca, hai la vitrină! Doamne și oameni, cea de-a doua rundă câștigată de Bianca cu emoții, dar uite că am ajuns cu bine la final. 6300 de puncte, da? Da. Și o treime din acest autoturism. Așa că, draga mea, vitrina este a noastră. Vreau frigider. Albatros, 2000 de puncte. Combina frigorifică. Televizor. Smart TV, 2000 de puncte, 4000. Hop, mai avem 2300. Telefon. Bravo, ca să știi să nu stăm mult. 1400 de puncte, se duc punctele frumos. Cuptor cu microunde. De la Albatros, 500 de puncte. Vreau să-ți mai dau și o idee să mă uit așa. Mai avem 400 de puncte. Da, da, da. Uite, îți dau un mixer cu bol. Da, 300 de puncte. Dacă să faci prăjituri, bravo. De la Studio Casa, 300 de puncte. Și îți mai dau o cană electrică de 100 de puncte. Astea mai sunt? Da, perfect. Bianca, minunat. Astea sunt punctele, felicitări. Puși la locul tău acolo la roată. Iar noi, doamnelor și domnilor, mergem mai departe. O petrecere a bursucului de burlăcie. Nici nu înțeleg de ce. Oare o fi, oare nu o să fie. Important e că ajungem în rând a treia. În primul puzzle de departajare a răspuns corect Mihai, corect? În al doilea puzzle de departajare ar fi vrut Ana Maria, dar fericirea burlăcițelor a trimis răspunsul la Bianca. La petrecerea ei, nu la fericirea ta. Și atunci, Ana Maria, fii atentă, am un puzzle pentru tine. Puzzle-ul din runda a treia. Eu sunt blocat și acum cu Ana. Nu, că nu m-am jucat niciunul, acum îi dau ei direct puzzle. Măi, tu ai o problemă cu aceste reguli. Nu eu. Să-i sunăm pe și cei care a făcut. Și acum blocat și... Nu ești blocat, acum ne jucăm direct, uite, îi dau și un domeniu, Ana. Ia uzi. De la domeniul este tradiție. Tradiție, dragă. Auzi, Ana, dar de ce nu e nicio literă jos așa? Uite, e o dungă albastră. Păi să punem paharele bursucului pe marginea puzzle-ului. Ce să punem, mă? Paharele de la petrecere. Ce pahare, mă? Ce petrecere, mă? Că ai zis, mamă, petrecerea burlacilor. Și m-am așteptat, zic, acum să vezi cu confeti, cu... Fete, cu băieți. Ia stai un pic, măi, bursucule. Ai muzică? Bine, pe ei am în fiecare ediție. Au venit să-și facă treaba. Măi, ai muzică? Am, hai, am, ok, așa. Da. Dans ai? Da, bine, mai dansez eu, mă mai învârt. Mai... Păi și eu nu dansez, nu mă... Ba da. De ce ai și dans? Da. Ruletă ai? Nu, am roată. Ruletă n-am. Ruletă e cu bani, se învârte. Ai? Am. Invitații ai?
Am. Doi frumoși invitați, da. Cadouri ai? Am și două fete frumoase invitate concurente. Ce cadouri? Cadouri ai? Poți să-mi iau ce vreau de aici? Da, am și aici, da. Hai, bravo, exact. Păi și atunci, ce mai vrei? Băutură? Da. După răspunderea ta. Suntem la televizor. Ai dreptate, lasă mai bine, da, Ana, de roată. Hai! Sună periculos, dragă pusă mai jos. Pare primejdios, dar e așa de frumos. Ana, 400 de puncte și prima consoană din runda a treia este? Nu. De la... Niciodată. Nu mai zic nimic. Hai! 800, dă-i! I can buy myself flowers, buy my name in sand. Draga mea, 200 de puncte dacă mai îmi dai o consoană corectă, iar consoana ta este? R. De la rață. Rățoi. Bun, hai! Am început bine! Cum era? Că tu ești la albastru. A, de ce mă uitam acolo? A, să... Știi cine râdea așa, cu mâna așa? Domnul Dan Diaconescu, pe vremuri. Așa râdea. Știi că avea o problemă cu dinte. Și pentru că era frică de stomatolog, prefera să râd așa. Am nevoie de o consoană. T. De la tradiție. Bravo. Mai devreme... Nu era chiar de la tradiție. 2200 de puncte. Aseară ți-am luat basma, la-i-la-di-da-di-da-i-la-di-da, și-acum te văd fără ea, la-i-la-di-da-di-da-i-la-di-da. Cine ți-o mai lua basma? Tachidai, tai, tararara, să stea o tură cu ea, șarirai, tai, tagai-tagai-da. Radu. Da. Măi, Răducule, relaxează-te puțin, simte-te ca acasă și hai! Radu, da. Ai emoții. Ca să le naiba de emoții. Auzi, păi tu aici ești în familie, mă. Așa. Dacă și în familie ai emoție, măi, Răducule, măi. Vrei să zic ceva cu frumușei de la știri, apropo de frumușei? Noi am făcut probe la știri. El n-a venit la probe. El, Radu? El, Radu. Am făcut eu probele. Eram dincolo. În locul lui. Și când s-a mă dus pe platou, doamnele de la regie, aranjate toate dichisite, că ele nu știau că vin eu. Coafate, parfumat. Că vine frumușel. Și apar eu. La platou. Și doamnele. Doamnele. Măi, Mihai, da? Unde e frumușelul? Păi sunt eu. Oh! Și zic eu, adică ce e asta? Nu, n-au făcut au că avea și o durere de spate. Au! De la scaunul din regie, nu? A doua zi nu s-a mai pregătit nimeni. Și a venit. Nu, n-am mai venit. A. Nu s-a mai pregătit nimeni, hai, nu s-a mai primit cu afiura. Auzi, el nu mai are nevoie de pregătire. Vine direct când trebuie, a luat frumos, dă știrile în direct, atunci se le vezi pe toate. Coafate, din păcate. De seama dacă le întreb la final. Am venit tu eu. Tu te-ai supărat despre ce a vorbit băiatul? Nu știu, maică. Nu știu, maică. Da. Cântăm! A vorbit așa. Noi cântăm cu el. A vorbit așa frumos. Radule. Ce? Nu, nimic. C. Da. Care am avut noroc. Bravo! Bravo! Radu, 1200 te rog eu mult, trebuie să ne focusăm. Trebuie să ne focusăm. Da, uite, nu mai stau eu între voi. Stai tu, mă. Stai. Nu, mă duc la locul stai, meu. Stai, că noi dăm bine amândoi în poză. Ce băieți, forță! Crezi că își face cineva cu afiraj pentru noi? Nu, no. Aici e... N-are treaba. Nimic. Dă-i de rată. Tu ai făcut întindere? Nu. A fost țintit. Mă gândesc. Da, să știi trebuie că să fii jucător, să adică. Da, asta știu, a învârtit. Da. 1500 de puncte, Radu. Las pe Mihai să spună. Da. Nu. Merg pe mâna ta. Problema asta e problema voastră. Voi vă certați des.
Hai să râzi, dar nu, dar uite, merg pe mâna aici lui. Aici la emisiune, lasă. Merg pe mâna lui, serios. Pe mâna lui. Da. Radu, uite-te în ecranul de jos. C, N, R și T am folosit până acum. Am nevoie de o consoană. M. M. Era M. Nu, acum a apărut, când spune el. Acum. Măi, Ana, deci, tocmai povestise Mihai că fetele s-au coafat, s-au aranjat, s-au... Și tu ceva, vine Radu și tu ai o urgență, te-a prins cu capacul de WC-ul în mână. N-avem puțină prestanță. Am o urgență, da, care are legătura cu petrecerea mea. Cu WC-ul. Păi eu n-am nicio nevoie, iartă-mă, nu știu. Vine cursucule, vine un coace. Haide că vreau să facem un proiect împreună. Tu pe mine să nu mă faci de râs în fața lui Radu acum să mă așez pe WC-ul. Nu, nu, vreau o poză cu New York. Regia? Cu ce vrei, mă, poză? Cu New York. Ce? Wow. Păi, am luat și puzzle. Acum, bursucule, vino încă. Vino în mijloc, te rog. Haide, vino odată, că n-am toată emisia. Așa. Vino un pic mai departe. Știi, ai mai fost în America, nu, dar am mai vrut. Nu, dar am mai visat. A, ține așa, bursucule. Ai. Avionul. Lasă-te un pic mai jos. Auzi, tu pe ăsta l-ai curățat, nu? Da, măi, bursucule, nu cu capacul. Cum? Doar capul, lasă-l mai jos, ca să fii în dreptul geamului. Care-i geam, mă? La avion, bursucule. Mai la altitudine, bursucule. Mamă, o să rup cu asta pe Instagram. Gata, minune de poză. Hai, să te ajut să te ridici. Și gata, am fost în America? Da, măi, bursucule, pui pe Instagram, zici că ai făcut petrecerea burlacilor în America, te-ai plimbat, ce să mai... Și ai noroc că e capacul de WC-ul mic și pare că ești în private jet. Bianca! Da. Bună seara! Suntem în runda a treia și dai de roată, hai! Da. Trebuie să-mi iau avânt ca să... Ia-ți. Și-am zis verde stăcioară. Să nu-ți mai iei așa avânt, te rog eu, că s-a dat roata peste cap. I-ai stricat bujia. Consoana mea este D. De la... De la Dude. Bun, hai! Căsuța noastră, uibușor de remuni, te așteaptă ca să vii. 300 de puncte și data viitoare nu-ți mai am în considerare dacă nu învârzi durata ca lumea. Consoana este... P. Hai timp să-ți dreglezi mâna. Ana, tare! Sărăcuță, sărăcuță, cu jori în obrăjori. 800 de puncte, Ana! L. Ana, în momentul ăsta avem 3000 de puncte. Poți cumpăra vocală sau dai de roată? Cumpăr vocală. A. A. De la Ana. 2500. O să mai cumperi dacă vrei. Nu. E. E mai ușoară politica decât ce fac băieții ăștia. Știi? Nu știu. Trebuia doză dublă de fericire. De fericirea burlacului. 2000 de puncte, Ana. Concentrează-te. Mai cumperi o vocală sau dai de roată? Dau de roată. E sigură? 5. 4. 3 2 De fi tu sarci la mal, m-aș face râu la umbra ta. Mereu la piesa asta țin în mine, știi? Țin să mă duc mai departe cu piesa și mă abțin că mereu când mă uiți la emisiune după aia, de fiecare dată Iulia cântă partea asta și o continui, știi?
Și acolo unde ești, n-am ce să fac. Am ținut cât am putut. O viață asta. Tot pe țancă aș vrea. Tu te uiți la canal de, nu? Da. Bun. După emisiunea noastră, știi că ea ține două ore, două ore și ceva fix. Vine Denis Drifai. Mai are și ea nevoie de timp să-și pune cele 40 de întrebări. Adică nu putem să stăm așa. 5, 4, 3, 2, hai! Bună-i vino, Gheorgheoleu, di-di-di-di-di-di-da-di-da-di-da. Bună-i vino, Gheorgheoleu, di-di-di-di-di-di-da-di-da-di-da. Tu îți dai seama, păi dacă stau așa după tine, următoarea emisiune se numește cele 35 de întrebări cu Denis Drifai. Că 5 pierdem noi timpul aici. B. Zi, B de la Bursuc. 4200. A și crescut presiunea, că acum ai multe puncte. E păcat să le pierzi, tu încerci să-ți dai seama, nici nu vrei să cumperi vocală. Calicia, știi cum e. Zi. 5. 4. U. Cumpăr vocală U. Ce nu știi mai acolo? Unde nu știi? Hai, lasă că vreau și eu să cânt. Hai, dă-i jos, dă-i de la tău. Hai. Și noi vrem să cânt. Z pentru 500. Bun. 4200. Cumperi vocală sau dai de roată? I. I. Și acum e simplu. Zic? Ce? Câte puncte am? Cer scuze. 3700. Absână! Și 500 dacă îmi dai și soluția. Mamă, sper să nu greșesc. Mamă, și eu. Fii atentă, mamă. Dacă o literă mamă e greșit acolo... Hai că nu mai vorbesc. Fii atentă. Scuze, am emoții. Ana. 4200 de puncte. Uite-te la mine. 4200 de puncte. Dă mâinile. Dă emoțiile. Citești o singură dată, tare, clar și corect. Zi. Se serbează burlăcia când vine căsătoria. E, hai. A zis. Se serbează burlăcia când vine. Stop! Cum mă, când vine, mă? Unde ți-a fost capul, măi, Ana, măi? De ce te grăbești, măi? De ce te grăbești, măi, Ana, mă? Păi ar fi putut să fie bine dacă nu te grăbești! Se serbează burlăcia când vine căsătoria, măi, Ana, măi! E bine, mă! Gata, te măriți! Auzi? Ce credeai că putea să mai fie acolo? Bucuria. Ține, nu știu, îmi venea... Când ține! Când mi-ai zis așa, îmi venea orice în cap. Auzi? 4700 de puncte, să văd ce-ți vine în cap când mergem la vitrină. Hai! Prea generos, am spus acolo 4700, le-am amestecat. 4200 de puncte, Ana. Mai dădeam eu 500 de la mine, ce să... Am luat mie bătaie la finalul emisiunii.
4200 de puncte. Ce ne alegem? Televizor. Smart TV, 2000 de puncte. Laptop. 2000 de puncte. Nu pleca, că tu poți să-mi spui mie, că eu văd. Nu trebuie să ne plimbăm prin platou. Placă de păr. Taurus, 150 de puncte. Și mixer. Și mixer. Tu de la Taurus, 50 de puncte. Felicitări, Ana. Mulțumesc. Puși la locul tău, bravo. Iar noi, doamnelor și domnilor. Mulțumesc. După ce ne-am plimbat și prin New York, ați văzut, te-am plimbat cu capacul de vece, tot aici suntem pentru că începe runda a patra. Doamnelor și domnilor, să intre tortul! Ce tort, mă? Că nu-i ziua mea, mă. Să cânte bandul! Nevastă mea? Ai zis bine ai venit soție, am crezut că... Ți-am făcut tort, bursucule! Deși trebuia cu o limbă, că n-a dispară burlăcia. Corect, corect, era așa. Bursucu, burlac. Gata! Am și o melodie pentru tine. Mulțumesc, Gabi. Mersi mult. Mersi frumos. Da, da, tai-l, tai-l pentru toată echipa. Mulțumesc mult. Hai, Bendu! Când eram tânăr fecior, țineam fete pun picior, dansam de luni până luni, doar cu bunăciuni. Pușca și curaua lată, ce dansuri băgam odată, meniaito și lambada, cu fete-i grămada. Măi, hai nu-ți organizezi eu petrecere. Dă-mi voie să te apuc. Băi, te-ai spetit. Bravo, îți mulțumesc foarte frumos. Tortul chiar m-a impresionat. M-ai lăsat fără cuvinte, ce să-mi... Și cu fructe, cu... Da, bravo, cu ciocolată. Mulțumesc mult. Dar de acum voce, de ce rând, nu zici nimic? Dar de voce, de ce nu zici nimic de voce? Acum, pentru că suntem în runda a patra, o să te rog să fii cu minte, da? Și te anunț eu dacă mă însor. Ok? Ca și cureaua lată. Începe runda a patra, băi tată! Am un puzzle de departajare pentru toată lumea. A, nu e rândul meu? Toată lumea se joacă. Puzzle-ul arată așa. Când e să vină rândul meu, acu' e puzzle de departajare. Ana, zi-mi și mie un domeniu, te rog. A doua zi. A doua zi? Aula. Nu, acum zi-mi. A, ăsta e domeniu. Fiecare cu mâna pe buton. Atenție, cine răspunde corect, începe runda a patra. Start! A doua zi. Hai mă, stop. Mihai. Zeamă de varză. Și Radu, da, timid, da, da. Zeamă de varză. Da sau nu? Din Moldova vin. Este! Rapid de la Moldova. De la Moldova. Zim. Da. Ultima rundă. Ultima rundă. A trebuie noastră. Să vă concentrați. A noastră. Da? Da. Vă dau un puzzle, încerc să fie unul cât mai mic, să puteți să-l rezolvați da, repede. Da, sunt convins că tu special ai făcut pentru iată noi. Iată puzzle-ul. Că face caterincă până la capăt. Am și un domeniu. Ana, te rog. Domeniul este exces. Deci, după ce că nici măcar nu apreciez că am pus un semn al exclamării și unul al întrebării acolo, fix pentru a mai scurta puzzle-ul. Radu. Da. Mihai. Da.
David și Sofia așteaptă tableta și telefon. Hai! Hai, lasă-mă! De puncte. Hai să începem cu... cu C. Ce? Oricum aș fi zis și eu la fel. Tu tot, tot când, nu? Da. Incredibil. Da, nu. Ne revenim. Bianca? Da. Hai. Două plăcuțe din de mașină îmi trebuie să... Suzana! O mie de puncte, draga mea, consoană. Nu de la nuci. Nu de la nuci. Hai. Dă-i. Joker! Bianca, da. O consoană și avem șansă dublă în această rundă. T. T. Este! Dă-le puțin mai așa, să nu te încurce. Are avere mare, nu mai are loc. Dă-i. Banii și fetele, ne mănâncă zilele. Oh, 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 banii. 700 de puncte. Râde la Rumeguș. 4100. Dau de roată. Hai. Noaptea întreabă de tine, te vreau lângă mine, anișca mai ia. Mașină! Zi, Bianca. Dă de la Dude, am ceva și cu dudele și cu nucile. Ia să vedem. Și avem două din trei și Joker. Dau de roată. Hai! Opsute! Sunt de la Submarin. Perfect. Avem Joker și 4600 de puncte. Îl folosim acum. Îl folosesc și cumpăr vocală. Așa? Vocala E. E! Au! 4100. Liberă la mare, sau cu tine la soare, ne iubim, veni și pierminte, nu mai sunt o bată cu minte. 200 de puncte, Bianca, consoană. M de la minge. M de la minge. Ea nu era, ea aduce aminte, Ane, săraca, abia uitați. Bun. 4300. Mai cumpăr o vocală. Vocala I. Bun. Dau de roată. Hai. Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răsculesc, nu mai rezist. 800 de puncte. Văd de la varză. Rămânem cu 3800 de puncte și două treimi din acest frumos autoturism din platou. Iar eu ajung la Ana, care are 0 puncte și dă de roată. Ce avem de făcut? Da, e durată timp de 60 de secunde. În momentul în care durata se oprește în dreptul punctelor, îmi spui o consoană corectă, greșită, mergem mai departe. Dacă știi soluția, ridici mâna pe ultimele 5 secunde. Eu o să te întreb, tu ridici mânuța. Dacă știi soluția, îți dau 3000 de ron cash plus punctele acumulate. Te-am omorât.
Păi tu crezi că așa ușor să ia salariu? Dacă n-ai înțeles apes proiectul și domnul Bursu, cum ai zis o dată? Mai zic o dată? Da. Dai ușor de rată. Bine, nimic. Dai ușor de rată. Când roata se oprește în dreptul punctelor, doar în dreptul punctelor, îmi spui o consoană. Chiar dacă e corectă sau greșită, tu mergi mai departe. Tinde o minu, dai de rată. Dacă rata se oprește pe orice altă plăcuță, continui să dai de rată. Dacă în ultimele 5 secunde, 7, eu te întreb, Ana, știi soluția? Dacă tu spui da, eu dau stop cronometru. Și câștigi 3.000 de ron cash dacă îmi dai soluția corectă, plus punctele acumulate până în momentul ăla. Pregătește-ți 4-5 consoane, uită-te în ecranul de jos, vezi ce consoane s-au folosit. Respiră, că o să leșini aici lângă mine. Ai 4-5 consoane în căpșor? Perfect. Atunci, fără să te speriem, noi spunem așa. 3, 2, 1, 1. V? V de la porumbel. V de la porumbel pentru 800 de puncte. V de la gară. V de la gară pentru 300 de puncte. V de la bursuc. Stai să se oprească întâi. V de la, bursuc pentru 300 de puncte. Las-o! Hai! L de la lână! L de la lână pentru 400 de puncte! Mai ai 18 secunde! Nu mai vrea! Vrea, nu te grăbi, vrea! Uită-te în puzzle, crezi că știi soluția? Dă-i de rată. Ana, sunt aici. Ai acumulat 3800 de puncte. Power play! Cumpărăm o vocală sau dăm de rat? Cumpăr vocala A. Fac pahar. Zic soluția. 3300 de puncte în momentul ăsta, dacă îmi dai soluția corectă, facem 3800 de puncte, iar răspunsul tău, Ana, este... Bei pahar după pahar, nu mai ajungi la altar. Bei pahar după pahar, nu mai ajungi la altar. Și acum ți-e frică? Unde? N-am încredere în mine. Ar trebui să ai, Ana. Ești la vârsta la care ar trebui să începi să ai încredere în tine. Și asta pentru că răspunsul tău din runda a patra este... Corect! De la mingea mea îi să trage. Încredere în tine. Trebuie, dar nu am. Este cel mai important lucru în viață. Să ai încredere în tine. Hai că noi suntem bine. Iar tu ai toate motivele, Ana. Mergem la vitrină. 3800 de puncte. Hai! Doamna Joana, runda a patra, Ana, câștigătoare, 3800 de puncte. Și iată cum s-au dus emoțiile de tot acum și suntem în fața vitrinei. Un frigider, combina frigorifică. Combina frigorifică, Albatros, 2000 de puncte, bravo! Aspiratorul, la 800 Albatros, 800 de puncte. Mai avem 1000 de puncte. Le donez. Felicitări, Ana, mulțumim mult de tot, vezi, arată. Doamna Veronica, am auzit? Doamna Veronica, Ana v-a donat 1000 de puncte. Mult. Cu mare drag, ia spuneți-mi, doamna Veronica, ce v-ați dori cel mai tare și cel mai tare orice? O mașină de spălat.
o mașină de spălat care valorează 1400 de puncte de la Samus, dar doamna Veronica, ne mai încurcăm noi în 400 de puncte. Mă mai dau și eu 400 de puncte și ați luat mașina de spălat, mulțumim, doamnă! Felicitări! Mulțumim! Iar noi, pentru că nu s-a terminat aici, mergem mai departe în runda bonus! Clasamentul de astăzi arată așa, cu 0 puncte, aplauze pentru Mihai și Radu. Mulțumim mult! Yay! Radu, așa e la început. Pare că te sperii un pic, data viitoare când o să vii, o să câștigi tot. Știu. E doar începutul. Știu. Da? Trebuie să fii optimist. Asta a fost încălzirea, da. Bine ai venit în familia Canal D. Bine v-am găsit. Îți dorim mult succes. Mulțumesc. Și peste 10 ani să ne vedem tot aici. Mulțumesc frumos. Doamne ajută. Ție nu-ți mai urez nimic, că și așa te văd de 10 ani. Sper să mă mai văd încă 10 și cu tine. Doamne ajută. Bianca, pe locul 2, cu 6300 de puncte. Iar pe primul loc, cu 9100 de puncte, emotiva noastră. Aplauze pentru Ana, cu ea mergem la rata mică. Pentru a te liniști puțin, am să-ți spun că aici există doar premii. Prinzi roata de unde vrei tu, trebuie să o învârți în sensul ăsta cât poți tu de tare. Păi să nu te lovești. Hai! Pentru a câștiga acest premiu, trebuie să fii atentă la Ana. Îți vom da un puzzle pentru runda bonus. El arată așa. Domeniul este expresie. Îți voi da cele mai uzuale consoanele limbii române, N, R, T, S, C și vocala E. Să vedem dacă le regăsim în puzzle-ul nostru. Iar tu ai dreptul acum să ne mai dai încă 3 consoane și o vocală în afară de cele pe care ți le-am dat. O să încep cu vocala A. Vocala A, bun. Și 3 consoane. M. Bun. B. Bun. Încă una. D. M, B, D și vocala A. Să vedem dacă le regăsim în puzzle-ul nostru. Wow! Foarte norocoasă asta, mică. Foarte norocoasă. Draga mea, din momentul ăsta ai 10 secunde să-mi spui ce scrie acolo. Start! Șosa... Nu. Stop! Nu-mi venea deloc. Nici mie. Ana. Mulțumesc mult, stai liniștită, mergi la locul tău. Radu, Mihai, veniți încoa. Aole. Aici era. Nu vorbește nimeni. Mihai, Radu. Am un plic. Și pentru că Radu este pentru prima oară, și pentru că este nou, și pentru că trebuie să-l primim cum se cuvine, Radu, da. David și Sofia au nevoie de ce poți câștiga tu de aici. În mod normal, ar trebui să păstrezi un singur plic. Dar astăzi, pentru că tu ești nou, Radu, și ești nou venit în familia noastră, îți dau voie să dai de roata mică și să mai alegi încă un plic. Bun. Radu și Mihai, am aici 2 premii. Unul pentru David și unul pentru Sofia. Pentru a câștiga aceste 2 premii, trebuie să-mi spuneți ce scrie acolo. Știi? Furat mireasa. S-a deci, furat mireasa. S-a furat mireasa! Ia să vedem! S-a furat mireasa!
S-a furat! Doamne! Dar știți că mă gândeam la s-a cărat, dar... Dar nu m-a s-a furat, nu. Cred că folosesc cuvântul ăsta de 1000 de ori, dar s-a cărat, s-a vârât, s-a... David, Sofia, da. Hai să ne aducem aminte puțin de începutul emisiunii. Sofia, uite-te la mine. Ce ai spus că-ți doreai? Un laptop. Un laptop. Iar tu, David, un... O tabletă. O tabletă. Hai să mergem. O să fac așa. Deschid prima oară primul plic pe care l-a ales Ana, da? Se potrivește cu bluza Sofiei. Sofia, ăsta e pentru tine. Ce e aici e pentru tine, ok? Ok. Să vedem ce noroc ai avut, Sofia. Astăzi, în runda bonus, ai câștigat... un laptop! Mulțumesc. David! Da. În plicul verde. Ai verde la gât, vezi? Da. Astăzi ai câștigat David? Da. Folosești creme de față? Nu. Ghinion. Asta a tras Radu, creme de față. Un smartphone! Mulțumesc, mă. David, e da. Tot ca o tabletă, dar e un pic mai mic, e bun? Foarte bun. Perfect! Felicitări, Mihai! Felicitări, Radu! Mergeți acolo la locul vostru! Doamnelor și domnilor, Ana Maria Barnoschi! Și Bursucu! Am avut o petrecere a burlacilor, ce să mai... O nebunie! Mă gândesc serios dacă s-o mai fac sau nu pe a mea aia originală. Dacă mă însor, dacă nu, rămâneți cu ochii pe noi și veți afla. Hotplay și Iulia Dumitrache, Bianca, Radu, Mihai, Ana Maria, mulțumim mult de tot! Otto, care mereu e aici lângă noi, la bine și la greu, ia uite-l. Nu uitați până săptămâna viitoare să fiți sănătoși, fericiți și cel mai important, că norocul vi-l faceți cu mâna dumneavoastră. Iar pentru noi aici la emisiune, un singur lucru este important. Să vedem oamenii zâmbind și mai ales copiii. Astăzi, David și Sofia au zâmbit. Asta înseamnă că noi ne-am îndeplinit misiunea. Seară bună, la revedere, să ne vedem cu bine. Pa! Va pupar! Sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.